Vreau să spun la lumea toată o întâmplare adevărată, o întâmplare adevărată. Scoasă parcă din poveste, cum a fost sau poate este, cum a fost sau poate este. Un om și un câine care au mâncat dintr-o pâine. Câinele era al meu, omul a schit ce sunt eu, mă. Am crescut pe lângă mine un puiuț micuț de câine, un puiuț micuț de câine. Stăteam fric și stăteam noapte, nu se plângea niciodată, nu se plângea niciodată. Dădeam o coajă de pâine, sărea și foc pentru mine, și nu aștept ca răs placă, doar să-l mângâi câteodată. L-am dat pe casă departe, peste dealuri, băi și sate, peste dealuri, băi și sate. După 4 luni de zile, s-a întors acasă la mine, s-a întors acasă la mine. Acum știu că am greșit, atunci când am socotit, că e numai un cățel nevinovat sufletel, mă. Câte nopți și câte zile m-o fi căutat pe mine, m-o fi căutat pe mine. Mor de foame și setat, rătăcind din sat în sat, rătăcind din sat în sat. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea. M-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel, mă. Dacă luăm seama bine, și la om, dar și la câine, și la om, dar și la câine. Omul are suflet mare, omul câteodată n-are, omul câteodată n-are. Câinele în suferință te păzește cu credință, tu îl bați și îl zvonești, în loc să-l lăs plătești. Dă-i o stratelă de apă și un colț de pâine uscată, care și